Și acum să ne punem întrebarea, dar de unde să fie este 700 de milioane de lei lunar, anual, cere tare, anual, care trebuie să plătească numai ca procente, fără suma de bază? Întrebarea este simplă. Banii ăștia trebuie să vii din bugetul de stat. În bugetul de stat, de unde vin bani? De la noi din buzunar, la fiecare cetățean. Și uitează ce face guvernarea. Propune modificări în politica fiscală pentru anul curent. Și pentru a compensa, și noi am calculat cam de ce sumă sunt majorările la impozite. Colegii noștri au calculat. Și cam aceeași sumă de 700 milioane de lei. Exact cât statul trebuie să plătească procente pe furtul miliardului. Și uitați ce propune. Majorarea impozitului financiar cu 15%. Accizele cu mai bine de 10% toate accizele. Veneta majorată de 4 ori. Un nou impozit pe avere, casele care mai mult de 120 de metri pătrați. Dar eu vreau să întreb pe ești la guvernare, băi, dar voi de unde veniți? Voi nu știți că în sate toate casele au peste 120 de metri pătrați? Mare majoritate caselor în sate, 10 pe 12, așa se fac casele, eu din sat. Au peste 120 de metri pătrați. Și acum voi propuneți să impozitați pe toți țăranii de la țară, pe toți locuitorii, cu impozit nou. Ca să vă acopere miliardele care voi le-ați furat.